Un bărbat și-a luat zilele într-un mod cumplit, chinuit de gândul că și-ar putea împărți soția cu propriul șef. Bărbatul în vârstă de 45 de ani și-a dat foc după ce superiorul i-ar fi cerut în repetate rânduri să întrețină relații sexuale cu femeia. În schimb, după mica înțelegere, soțul urma să fie promovat și transferat într-un alt departament. La 45 de ani și-a pus capăt zilelor. Gestul disperat al bărbatului ar fi fost provocat de insistențele șefului său, care visa să o cunoască mai bine în intimitate pe soția angajatului. S-ar fi oferit chiar să-l promoveze pentru serviciile oferite de familia sa. Indianul visa de mult timp la un transfer pentru a fi mai aproape de casă, nu a fost dispus însă să plătească prețul neconvențional cerut de șef pe 9 aprilie, îngrozit de situația în care a fost pus. Acesta și-a turnat benzină pe corp, apoi și-a dat foc în fața biroului. Deși a fost transportată de urgență la spital, medicii nu i-au mai putut salva viața. Înainte să se autoincendieze, bărbatul a înregistrat un videoclip în care se plângea de chinurile îndurate la locul de muncă și a acuzat șeful de abuz de putere și l-a învinuit pentru tot.